Ce, unde sunt noi acum? Prieteni, avem unde de suntem, ales. Ce e camera asta, Jiki? Acolo. Păi, Lucia, eu să mă duc la prințesă, mă, Ștefane. Da, eu corinte și cu prințesă. Lucia, ce primești? Ok, fii atentă, Lucia, pentru că tu n-ai mai fost până acum la aceste jocuri, o să spun. Da? Nu e voie să alegi din prima așa repede, pentru că poate e întrebare capcană, trebuie să o gândim. Exact. Da. Mă rog, acum i-a ales, poate să... Da, păi poate ești o broască, gen, știi că prințesele cu broaștele au ceva în comun. Nu, prinții au fost da, broaște, exact. Nu prințele. Eu să fim cavaleri, deci... Dacă pupi o broască, devii și tu broască. Exact, așa era. Păi, nu e nicio broască aici, doar o prințesă. Și cavalerii ce fac? De oană, vino. Păi cavalerii sunt puternici, Oana, nu vrei și tu la cavaleri? Da, dar eu sunt fată, adică... Nu? Eu sunt cavaler, eu încă sunt. Ia uite ce șmecheri sunt. Da, cred că să vreau să fiu prințesă, sincer. Prințesă, dar e oribil prințesa, Oana. Deci, eu am o coroniță, am un castel. Păi da, dar nu o să poți să te protejezi. Cavalerii se pot proteja. Ei, lasă că ne scurcăm noi. Un castel, de ce să ne protejezi? Ok, Cristian, da. Dacă te joci la prințesă, îți dau $1,000,000. Ce mă? Da? Bine, acum s-a făcut. Vă ce? Să pregătești banii, mă, ce? Oana, unde suntem? Stai, turul nostru? Aoleu. Cred. Măi, cavalerii trebnici. Ajutați-ne, măi. Cum mi-a făcut asta? Protejați-ne, cavalerilor. A, să le protejăm, Ștefane. Da, ce, da, da, ce, da, să mergem, protejăm, să, dacă să le luăm, să le luăm coroanele. Hai, vină cu mine. Mă, ce? Băi, încetat! Trebuie să ne protejați! Noi acum suntem regi! Nu! Eu sunt regele! Doamne, Cristinel! Dă bă coroana, Cristinel, dă-ne coroana! Ultima șansă! De castelul nostru, măi! Trebuie să spunem Cristinela, coroana Cristinela, haide! Cavalerul eletrebnic! Bă! Nu, nu mai bine! O să apăs butonul, că-i prea haos! Gata, era prea mult haos cu prințesa. Bă, chiar era prea mult haos. Nu cum, mă, butonul? Știi că nu vezi banii, nu? Este nouă. Păi, Lucia, fii atentă că ați explicat acest buton de runda următoare. De fiecare dată când îl apăsăm, o să fie runda următoare. Și se resetează că... tot și noi. Da, tot. What? Normal. Păi, nu vezi că acum nu mai suntem prințese. Ador jocul ăsta. Nu mai ești prințesa, fetiță. Doamne, deci asta nu glumea, eu credeam că gen așa era de la joc, dar chiar așa e serios. Castelul, trebuie să protejați prințesele. Vai de Jakey. Eu voiam coroana. Dacă te văd cu urechi de pisicuță, mor de râs. Păi, Oana, gen, între câine și pisică e logic, eu să aleg pisică, gen toată ziua pisică. Serios? Logic. Deja avem urechi. Da. Păi, nu mă interesează ce aveți voi, eu clar mă duc la pisică, gen, cred că toți o să merge la pisică. Cristinel, clar, e câine. Cine la pisică? Eu mă duc la câine, logic. De ce să faceți, mă, la câine? Mă, adică poate vor să latre. Dacă nu poți să aleg nimica. Da. Pisicile sunt superioare. Păi, o să aleagă ceva auto... Mamă, stai. Bă, da, chiar. Noi până acum n-am testat. Ce se întâmplă oare dacă n-alege nimic Cristinel? Da, exact. Ca... Păi, da, n-alege mă tot nimica, de ce? Păi, ai zis că nu vrei să alegi nimica, eu vreau să fiu pisică. Nu mai, băi, nu-i mai influența, a zis că nu vrea să aleagă nimic, Cristinel, stai aici fix în centru și nu alegi nimic, ai înțeles? Jumate câine, jumate pisică! Mă, n-are, mă, Lucia, cum poate să strice un joc care gen este făcut în așa fel încât să nu câștige nimeni, gen? Cum poate să-l strice? Păi poate nu mai înaintează până nu alegi și stăm aici până poi mâine. Bă, poți să testăm, dacă e, poți să aleagă și el, că vine la pisic oricum, că lui plac pisicile, că așa mi-a zis mie, nu, Cristinel? Da, vine la câine. Da, nu-i placă mereu doamna mea, bine. Poate să ia ceva random. Picuță, picuță, miau, miau, miau. Picuță, miau, miau. Picuță, Cristinel e vacă. Cristinel, de ce Doamne, Ștefan, e un câine urât, iu! Da, ham, ham! Aole, bă, nu! Lasă-ne! Care mă, Jiki, dacă râde acum? Numai bine, numai bine ți-a alergi coada, că așa fac cățelușii. Și să te tăvăliți niște nămol! Doamne, Cristinele, vacă! Nămol aici, în Cristinel! Dacă n-a vrut să aleagă... Mamă, Cristinel, dacă erai o oaie, cât te mâncam acum? Ia pe Cristinel ca băcuța, ia pe ca băcuța, Cristinel! Naaa... Doamne! Doamne, ia vă-te Lucia ca pisicuța, vă-te ca pisicuța! Băi, câinele s-a ripurici!
Ia uite, o fac. Ham, ham. Wof, 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 wof. Păi, ca pisica, mă, nu ca câinele. Miau. Mă, ce are, mă, ăsta? De ce tremură, mă? Ok, eu o să apăs butonul, ca nebunii Cristinel. Mamă, l-ai salvat. Fii atentă, stai. Nu vă uitați, nu vă uitați, nu vă uitați. Nu mă uit, nu mă uit. Nu mă uit, nu mă uit. Eu n-am văzut, nu mă uit. Facem o provocare, ok? Ok. Deci, eu nu știu, am văzut așa cu ochiul margin, dar nu se pune, că oricum n-am văzut cuvântul. Deci fiți atenți, vreau. Cristinel, ce spui să facem o provocare, amândoi? Ia zi. Ce provocare, deci, jucăm piatră, hârtie, foarfecă și cel care pierde o să îi spună la câștigătorul ca și cum la ce culoare se ducă. Ce spui? Gen, câștigătorul îi spune la ce culoare se ducă. Ce idee bună. Hai. Lucia, spune-mi tu stop, ok? Hai. Ok. Gen, 3, numără. Ok. Ok, 3, 2, 1 și... Piatră! Foarfecă. No, Cristinel, te duci la roz. O să te duci la roz. Bine, mai. Du-te, dar fii atent, du-te, gen, te duci de pe acum, așa. Du-te, 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 hai, 2, 2, 2. Da, mă, acum. Păi nu e că ne uităm, mă. O să ne uităm în 3, 2, 1 și ia să vedem. Înger mă. Și demon. Înger. Oricum e un mic demon. Băi, eu cred că e destul de evident ce să aleg, sincer. Exact, adică tot să merge la demon, nu? Da, clar. Ce? Eu mă duc la înger. Ce, mă? Ce? Mă, bună, logică la înger. Eu spuneam la mișto, cum adică se duci la demon, ai nebunit? De ce să merg la înger? Să stau pe un norișar? Bă, n-ai cum să... Normal? Că nu. Și facem, mai avem grijă de oameni. Bă, nu, Oana, de oameni. Oana, nu, o să mergem poftim, împreună la înger. Bă, nu, cum da, nu poți să înfețeți votul, mergem. Nu. Haideți-mă la demoni, mă. Și tu ce cauți la înger, totuși? Că ești un demon de cât te știu. Tare la înger, nu sunt demon. Ba da, mereu faci mișto de noi și ne bat și toate chestiile astea. Păi ia și ceva, ia du-te mă tu la demon, e suferită, din spart să nu te mai poți. Poftim, na, ce spuneam. Da, bine. Cristel, tu ce ai fi ales dacă nu ai fi ales legendar, nu ți-aș fi pus eu aici? Ai fi ales demon oricum? Da. Wow. Ok, cam o rețetă, adică nu ne așteptam. Eu credeam că o să fim toți îngeri împreună, ei, ca o familie. Bă, noi oameni buni. Familie nu, da, îngeri da. Exact, da, îngeri. Ia uite, ia uite-mă, Lucia. Ia uite-mă pe fraierii aia. Bă, dar ce e asta, bă? Nu te duci lângă ei, mă. Nu mai da, mă. Mă, demonule, termină. Termină, mă, că dau cu sabia în tine. Oșo. Ce supărăcioși sunteți. Wow, sabie de demoni. Bă, da. Hai să vedem ce face. Băi, bă. Termină, nu da. Nu, da. Termină. Prinde, mă. Ia uite, fii atentă, Lucia, prinde-mă, prinde-mă dacă poți. Bă, unde mergi în colț? Vreau să prind pe oameni. Băi, îngeraș, cică. Ce vrei tu? Poate vrei să stai aripile. Termină, pindicanie. Da, să văd și pe asta. Băi, de ce n-ați ales îngeri răilor, să zici niște răi? Tu vorbești, sunteți la fel de răi ca noi. Vrei, mă. Cred că nu ne pasă de oameni. Noi facem foarte bune acum. Pare că vă pasă. De exemplu, ție o-ți dau o bucată. Da, și asta e faptă bună. Ia, ia și tu. E faptă bună pentru că atunci când liniștești oamenii răi, e o faptă bună. Să aveți oamenii, omenirea, universul. O să vă tai aripile la toți. Ce să... Doamne, bă, nu mai suport pe Oana. Ok, începem cu Ștefan. Ce-am făcut? Adică, nu... A, gata, bă, demonilor, calmați-vă! Da, eu să mă calmez! Acum nu v-ați început? Păi, sunt om, normal că și sunt om, asta... pentru că... Foc și apă! Dar nu vorbeam cu tine! Eu nu vreau să aud de apă, eu nu vreau să aud de apă! Lucia! Atenție, știți, facem rădiți despre apa și foc. Apă și... stai! Ce, asta sunt alegere să facem melodie? Păi da... Nu, eu cred că ne teleportează în ocean și ne necăm în ocean. Dar poate nu ne necăm. Poate nu ne necăm. Poate să fim sirene, Lucia. Lavă, o să noci în lavă, e ocean de lavă. Nu, eu am fobie de apă. Dar vreau să fiu sirenă. Păi eu sincer aș alege apa pentru că lava e rea, adică gen focul e rău, nu? Da, e rău. Foc, poate... Poate ne pune într-o cameră drăguță cu un șemineu, confortabil. Pe, se, what m-am gândit la asta? Lucia! Da! Cum ar fi să devenim elementale? Da, chiar. Are sens. Bă, atunci focul e puternic, da. Ba nu. Ba da. Eu cred că o să stau aici. Dar dacă nu e elemental. Acum a venit doi moți. Apa bate focul. Bă, sincer, da, apa stinge focul, ok. Ei,
ce okay. faci, topește puțin apă, noi putem să exact, facem da, vulcan chiar. Yay. Hai, fraierilor. Mă, ce e locul ăsta? Mă, vai, nu, chiar. Rechini. Aoleu. Păi și trebuie să facem un parkour pe bune? Credeam și eu că e ceva mai interesant. Hai tu primul. Vai de mine, am crezut că ai murit. Ok, deci ne respawnăm. Da, ne respawnăm aici la pat. Hai, du-te tu înainte. Aoleu, de ce eu? Știi că nu mă pricep la parkour. Hai mă, du-te. Aoleu, ok. Ok. Am emoții. Fiu, vai de mine. Doamne, bă, și vreau să zic să nu-mi faci troll. Și mi-am făcut singură. Da, n-am făcut nici troll, hai, hai că mă duc eu acum. Aoleu, ai grijă. Păi și tu ce ai făcut, mă, ți-ai luat asta de sub picioare? Da, am crezut că se ridică în sus și o să stau pe ea, dar n-a fost așa. Ce, ceapă? Aoleu, Cristi, stai acolo, stai acolo. Ai răbdare, că aici mă panichez, ok? Ce trebuie să fac, să sar, să fug, să... Bă, nu mă împinge! Du-te. Hai mă, hai să te văd. Bine mă. Păi, dar cum ai sărit? Da, ai sărit pe asta de aici, ok. Dar cred că o să rămână aici, sincer. Hai. Păi hai mă, că trebuie amândoi să sărim. Bă! Stinel, fiu aici, dar uite unde am ajuns. Mă! Cristinel, trebuie să vedem cum facem aici. Ce să fac? Du-te! Aoleu! Pe aici, cred? Fiu așa? Haide! Și așa, aoleu! Păi mai avem puțin! Hai, du-te, du-te. Ok, bă! Nu pot să cred! Ai reușit! Din greșeală l-am făcut! Dar cred că trebuie să vin și eu, că n-ar fi corect! Haide! Opa, nu pot să cred! Deci dacă o să pic aici la ultima... Nu, Cristel, nu te uita! E rușine! Bă! One eternity later. Cristinel, eu nu mai sar, nu mai am tupeu, apasă butonul, nu mai vin, e rușine, apasă-l. Hai de către de la apăs am amândoi. Nu, Cristinel, e ok, poți să-l apești-o. Bine, mă, hai că-l apăs. Am făcut parcuri. Mă, și voi da, l-am făcut. Am făcut, da. Da. Nu pot să cred. Noi l-am făcut toți. Da, ați avut parcuri, nu? Păi da, și noi, da. După aia am devenit foc. Au fost rechini acolo. No, lui Oana o să povestesc după, dar crede-mă că a fost jale la noi. Deci și la noi la fel. Aoleu. Nu știu de câte ori. Deci ia să vedem următoarea tură. Găina sau oul? Adică. Ce înseamnă asta? Adică. E clar că nu știu ce înseamnă. Nu? Cum mă, Ștefane? Păi e clar, găina a fost prima. Clare mă, cum oul? Oul? Este găina. Da, oul. Păi și... Păi nu? Deci cum a fost făcut oul? Păi cine a făcut oul? Păi da. Oul a fost primul, pentru că din ou iese găina și găina n-avea cum să apară fără ou. Păi găina face oul. Ce păi din pământ? Păi găina a fost creată și găina a creat oul. Da, și mă puțin de gură, deci stai. Din nou s-a făcut găina. Nu, trebuie să o luăm logic. Nu, n-aveți nici pic de logică. Oul a fost creat din... Din? Din stele și stelele... Ah, ok. Și din... A plouat ouă pe pământ. Ce mă? Exact. Nu cred că are sens, nu. Păi, dar asta e o întrebare capcană, cred că amândouă au apărut în același timp, eu așa cred. Da, dar chiar păi, n-are cum. Gen, fii atent, da. Oana, a fost un spawner de ouă și un spawner de găini și au apărut în același timp. Doamne, Jakey. Nu așa se cheamă spawner. Ouă era și găina. Spawnerul de ouă sunt găinile, nu? Exact, stai, vezi? Da. Nu mai înțeleg nimic, mă doare capul. Bă, asta e ca și cum ai întrebat dacă a apărut bebelușul sau mama prima. Cine a pe bune. Mama, logic. Păi adică... și... Exact, deci găina. Găina, da. Ba, nu e aceeași chestie. Ce? Da, eu merg pe un pare rău, dar... Cristinel, tu unde mergi? N-aveți nicio logică. Cristinel, tu pleacă de aici, pleacă de aici, pleacă de aici, pleacă de aici. Vină la noi aici. Doamne. Fetele deștepte și băieții tonți. Ce, mă, am devenit o găină? Și eu. De ce înseamnă cu stai, ce sunt ăsta de găină acolo? Lucia! Cine sunteți, mă? Nu știu care suntem. Da. Asta e Oana, ce faci, Oana? Vină-n coaie, uite, am luat-o pe Oana, pe sus. Uite, o ai păruce în cap. Oana, te duci pe tine. Nu știe care sunt. Da, uite, vine și asta, cred că e Lucia. Cred că înțeles. Bă, Lucia, bă, dă-te, bă, Lucio, de aici.
Stai, Crisnel? Unde mă lucea, da? Nu știe care suntem. Wow, asta chiar a fost amuzant. Păi se bat cu ouă. Lucia, stai. Stai așa puțin, că știu cum o să aflu. Lucia, dacă îmi spui un cuvânt, o să dau un milion de năstoși. Te-a mușcat? Am mușcat o grină. Asta a mușcat, asta e. Asta te-am prins, da. Te-am prins. Nu, 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 unde fugi? Unde fugi? Care ești, mă, care ești? Care ești, mă, care ești, mă, tu? Ce-i mă asta, zis, uite-n jos. Bă, a dat pe mine găina. Mă, nu ești tu? Tu ești Oana? Eu nu mai înțeleg nimic. Dă găina în noi. Ok, eu am apăsat pe buton, îmi pare rău. Ah, perfect. Bă, Oana, care era? Ah, nu, era mai care vă mușca. Oana, uite deasupra ta. Ce confuzi erați. Mama, ales Oana. Ce, mă? Bă, ce? What, Oana? Poftim. Doar fete. Ce înseamnă asta cu doar fete, da? Înseamnă că noi stăm acolo. Da, doar fetele stau acolo. Păi, doar fete, adică doar fetele au voi acolo. Păi, și atunci băieții doar nu o să vină să mă pupe pe mine. Ioleu. Nu, nu. Stați în mijloc, poate să fiți iar băci. La fete mergeți, la fete. Bă, dar chiar dacă voi să fie transformați în fete. Aolo. Eu te pup pe tine. Ce, mă? Păi nu, n-ai cum, că nu s-a ales asta, Crisnel, îmi pare rău, dar eu ai etichetat fix în centru și fetele vizibile. Păi înseamnă că vă transformați în fete, nu? Ce să facem? Păi, eu nu cred că vreau să aleg ăla. Păi... Crisnel, împinge-le aici, împinge-le repede. Mă, ce? Băi, nu! Băi, nu! Așa! Băi! Oh, nu! Mă, ce? Ce chiar s-au transformat? Chiar au devenit fete? Ștefana nebună? Mă, cum arată Crisnel! Mă, Ștefan, tu ești fana nebună? Ok, e Ștefana. Bă, da, chiar clar e Crisnel ăsta. Da, mă. Vezi, ai seama, da, exact. Mă, ce vorbește cu o fată? Sau mi s-a schimbat și vocea? Eu cred că, sincer, Oana, Lucia, haide, haide, veniți cu aia! Chiar trebuie! Trebuie neapărat, haide, că nu-i Lucia! Aoleu! E pe braț, pe braț, nu pe gură, pe braț, haide! Lucia! Haide, că ne spălăm pe gură, adică, Lucia, nu o să stai pe gură. Ba da. Ba da, vezi tu de treabă, uite acolo în față. Aici pe obraz. Bine, haide, haide, pe obraz, pe obraz. Yeah! Cel mai fericit. Bă, care vrea să apese pe buton? Cine a putut provocările? Eu vreau să apăs. Cine a putut să Păi, nu te-ai pupat și pe tine. Scârboi! Băi, nu te mai întâmplă. Ce m-a pupat, adică? Păi, m-a pupat cum, uite, gat, ți-a ajunge perfect. Gat, perfect. Ce se întâmplă, mă? Stricat jocul, uite, l-a stricat. Nu-i mai bine lui Jakey. Păi, dacă n-ai dat un pupic ca lumea. Dar tu l-ai stricat. L-am dat ca lumea. Stricat eu, nu-ai pupat ca lumea. Cred că l-ai stricat tu, pentru că te-ai dus la pupăl pe Jakey. Și nu trebuia să mă duc? Da, nu trebuia. De ce mai tras pe tine acolo? Doamne, pot să cred. Sunt prea multe teorii. Păi nu, dar cred că e real, Ștefan. Eu trebuia să stau în centru. Păi da. N-ai gândit deloc. O să mă duc la culoare albastră, pentru că îmi place albastru, gen. Nu știu, voi unde voi, ce să aici mă duc. Mi-e place rozi asemănător cu... Frilaros, mă, ce? Bă, da, rozi asemănător cu mov. Păi dacă e asemănător cu mov, logic. Wow. E singur, Jackie. Mă, ce, unde suntem? Unde ne-a teleportat? Ce avem în mână? Ce-i asta? Bă! Oamne! Nu mai dați-i mine! Cum ai că 4-1? Nu, eu dau și Lucia! Băi, nu da-n Lucia! E cu sânge! Ce scârbos! Plecați, bă, de-aici! Pleacă, mă! Oana, fii atentă! Stai, pe paintball, exact, e paintball, neșcăm paintball. Pleacă, bă, Cristel, te-ai zis ce te-ai făcut cu mie. Păi este 4-1. Păi nu e 4-1, nu, nu e adevărat. Opa, se pare că a fost eliminat. Nu, 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 nu. Nu mai da. Da, mă, tu în mine. Păi și ultimul care rămâne ce câștigă? Hai să facem timp. Ce, mă, ce? Hai pe Oana, hai pe Oana. Nu-i corect. Ștefan, hai pe G! Hai pe G! Bine. Nu, 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 nu! Oana, dispar din fața mea! Ai vrut să faci și să mă mori, ia de aici!
Stai, Oana! Bine, nu, Oana, armistițiu, stai așa puțin! Lucia! Mă, ce? De unde a Ștefan pe mine! Timo, nu mai faceți voi, Lucia, a primit a doua șansă! Nu e corect! Da, haide! Ia-i pe Oana, ai pe Oana! Nu! Ștefan! Da te bă, Ștefane, de nesuferit! Da te bă! Uite, uite-o! Lăsați-mă! Bine! Paolo, bă, tu nu mori! Bă, eu nu știu să mă joc! Pa, pa, pa! Mă, tu de unde ai venit? Da, mă! Unde ai venit la remiza? A, bine! Pa! Ce și eu, mă? Bă, și câștigam! Ne-am omorât în același timp eu cu Ștefan! Exact! Nu pot să cred, serios? Da! Da. Nu-i corect, vreau să câștig! Fără somn sau fără ce? Cafea? Fără cafea eu nu pot, eu nu merg acolo niciodată! Păi stai, păi stai, deci fără cafea înseamnă că o să fii somnoros non-stop și fără somn înseamnă că o să ai prea multă energie! Aoleu! Înseamnă că nu mai ai voie să bei cafea niciodată! Aaaa! Băi, dar o să nebunim fără somn. De-aia nu vreau. Bă, dar eu oricum eram nevoie de cafea, sincer, adică eu mă duc aici, nu-mi pasă. Da, și eu. Da, nici eu nu beau cafea, sincer. Ce? Și stai, nu vreau. Lucia, o să nebunim! Că nu vreau să mă duc. Lucia, o să caște pe 3 secunde, din 3-3 secunde o să nebunească. Cafele și-mi revin. Săraca Lucia! Trezirea aș de pare! Stai mă că acum am trezit! Aoleu, ia uzi-i pe aia mă! Mamă, știu cafea! Mamă! Da, nu mai eu le-am spus că o să nebunească! Ei, vorbește pe mine! Vreți puțin somnic? Nu vreau mă cafea! Nu, nu vrem! Uite un pat! Da, ia uite-ne cu cam acum! Ah, ce bine stau! Mamă, ce nu mai poate, vrea să... Nu mai că scapă că mă faci și pe mine. Băi, nu vrem cafea. Dacă cafea o să de aici. Dar cum e cu 0 ore de somn în 48 de ore? Cum e? N-are nimic, am cafea. Uite ce pat frumos și pufos. Are două săptămâni, cred că am bun. Da, un nebunit sau ce? Da, un nebunit. Să le salvez, să le salvez pe Crisela și pe Lucia. Hai că vă salvez eu. Uste salvați, Lucia, e mai bine acum, Doamne, ești mai fresh? Doamne, ce cearcă neam, ești nebun. N-ați ascultat. Păi e vina mea. Măzut, mă. Trebuia să... De ce n-ați venit, mă, la noi? Da. Că mi-e somn puțin. Păi, eu beau cafea. Bă, dar astea sunt amândouă alegeri bune. Bă, ce? Mă, nu, bă, nu mă machiaz, nu mă machiaz, nu! Wow! Bă, nu, stați puțin, gândiți-vă frumos că gen... Poate la plus o să primim un plus și de la scump rău de tot și puteți să-l vine pe bani mulți. Și ce? Păi și ce primești când mă machiați pe mine? Ce-l iau înapoi, că n-ai voie cu așa ceva. Bă, taci mă din gură! Normal. Oana, Lucia, nu. Jakey, gândește-te. Mergem la plușii. Ia-mă magazin în mall. Cu ce este magazinul meu? Oana. Păi da, da, e gratis, stai pe gratis, nu vrei chestii gratis? Eu vreau chestii gratis, haideți! Pot să iau tot ce rând din magazinul meu. Nu, vii cu mine! Nu, nu, Jakey, nu! Hai toată faza, hai! Oare ce culoare trebuie să-i la roși? Unde nu trebuie? Vino, nu, gata, băieți, ok! Gata și rujul! Nu, ce mi-ați făcut? Nu știam să dau așa bine eu cu astea, dar... Lucia, ai lăscutat perfect pentru unghii! Iuuu! Și are și fundiță! Bă, dar am puțin și pe urechi, uite că e diferit. Lucia, dă cu pudră! Și cu mult blush! Mă, cum ai zis, mă, cum ai zis? Jakina, Jakina! Păi și fusta unde e? Dar chiar fustiță, am uitat de ea! Nu, nu, mai bine că n-ați dat-o! Mă, da, fustă! N-am adus-o! Bă, nu! Bă, nu! Bă, lasă-mă mă să apăsă butonul! Bă, nu, nu! Nu să rămâi așa! Ești foarte frumoasă! Nu, nu, nu o să rămân așa, nu o să rămân! Așa mult! Mai bine! A rămas așa! Nu pot să cred! Așa rămas! Dar nu mi se pare corect, nu mi-a rămas niciodată cum ați fost! Jakina! Dar arăți foarte bine! Păi da, mă, corpul tău! Hai așa puțin! Ce? Ce? Mă, dar eu n-am primit plușiu! Unde mi-e plușiu? Ce, mă?
Săracul, nu avem blușiu. Peste picior de dublu. Bă, și eu cred că să fie butonul la cine acasă. Ia Mate sau Simon spune. Adică. Ok, astea sunt cele mai ușoare alegeri, sincer. Da, logic. Păi exact, da, gen, adică. Ne jucăm Simon spune? Diamante. Exact. Nu. Da, parcă. Da, diamante, asta e clar, adică. Diamante. Cine știe câte ne dă? Devenim bogați. Să vă dea unul, gen. Cum ar fi să-și poate mă dea unul? Ștefan, câte zerouri are un bilion? Ia spune câte zerouri are un bilion? Nici măcar nu există bilion, noi avem miliard, domne. Doamne, are biliard. Bă, da, la Simon spunem putem câștiga diamante, așa că... Iar e singură de China. Deci doar eu o să joc și vă o să vă supuneți. Unde sunt diamantele? Diamantele mele. Diamantele. Păi machiat. Nu, cred că știu care-i treaba. Lasă-mă machiajul, că uite, ia pe acolo să mă spăl. Cred că doar cel care rămâne la sfârșit câștigă diamante. Aoleu, dar nu e corect. Hai, ia un loc aici. Ok, Simon spune, primul care mi-aduce o albinuță o să aibă imunitate. Câștigi. Păi am intrat în stup. No! Ia uite mă albinuță. Of, ți-a pus un cap. Bă. Nu, nu s-a pus, nu s-a pus. Așa, deci pune jos așa. Deci, Ștefan, tu momentan ai imunitate. La runda asta o să fie doar ei trei. Simon spune. Simon spune. Ultimul care sare moare. Bă. Simon spune. Ce să spună Simon? Simon spune. Mamă, dați un pumn lui Ana. E mă. Nu! Nu, Oana, nu fugi, nu fugi! Aoleu! Așa, gata! Așa, frisitule! Simon spune, cine nu sare, moare! Cine nu sare, moare! Păi, nu sare, doi! Ai zis cine nu moare, mă! Păi, da, dar n-am spus Simon a doua oară! Păi, da, dar am sărit amândoi, ok, iară! Nu, deci fiți atenți! Uneori nu o să spun Simon, dacă nu spun Simon, nu-ți faceți nimic! Ok, cine nu sare, moare! Simon spune, cine nu sare, moare! Cine nu sare, moare! Simon spune, ultimul șos moare! Oh, nu! Bravo, Ștefan! Ștefan, n-am diamante, dar-ți dau flori. Ce, bă? Doamne! Doamne! Vreau acasă!